Nu știu cum, cum obișnuiți voi în viața voastră, dar probabil un lucru cam general valabil, modul în care ne facem planurile pentru viitor, modul în care visăm la viitorul nostru, influențează în mod direct modul în care ne trăim prezentul. Ți-ai propus ca în anul 2024 să-ți cumpere o mașină nouă sau... Să îți cumperi o casă, planul acesta sau visul acesta va influența modul în care îți cheltui banii în anul 2022, nu? Uh, Ți-ai propus într-un an de zile să fii cu 10 kg mai slab, uh, planul acesta va influența modul în care vei mânca în prezent, da? până când vei atinge acel uh, viitor. Vă amintiți de ceea ce le spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi cu privire la perioada de așteptare care va exista până la revenirea sa? Și modul în care ar trebui să aștepte ucenicii revenirea lui Hristos? Coapsele să vă fie încinse, iar candelele aprinse. Să fiți și voi asemenea oamenilor care își așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă imediat atunci când va veni și va bate la ușă. Fericiți sunt robii aceia pe care stăpânul la venirea lui îi va găsi veghin. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să se așeze la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă. Fericiți sunt aceia pe care îi va găsi astfel. Să știți lucrul acesta, dacă stăpânul casei ar ști la ce oră vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să îi se spargă casa. Și voi deci, fiți pregătiți. Pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Bun, dar ce înseamnă starea aceasta de veghere, starea aceasta de pregătire, starea aceasta de a-l aștepta așa cum trebuie pe Domnul Isus Hristos? Ei bine, exact cu privire la aceste realități ne oferă astăzi Apostolul Petru niște îndemnuri foarte practice, în pasajul pe care continuăm să-l studiem împreună, cum să trăiască Sfinții de viața de credință în această. Perioada în care ne aflăm, în această perioadă în care privim la viitorul din noastre, la moștenirea care este pregătită pentru noi, dar nu suntem încă acolo. Acesta este subiectul la care privim astăzi, viața Sfinților în lumina veșniciei. Și vă invit să citim din 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 7 la versetul 11. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți deci cumpătați și treci în vederea rugăciunii. Înainte de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. Fiți ospitalieri unii cu alții, fără nemulțumire. Ca niște bune administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să-i slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Dacă cineva vorbește, să facă acest lucru ca și cum ar rosti cuvintele lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vă amintiți că data trecută am privit la uh, faptul că cei care sunt credincioși cu adevărat, cei care declară acest crez că Isus Hristos este Domnul și îl sfințesc pe El în inimile lor, vor demonstra acest crez prin faptul că nu mai umblă pe calea neamurilor. Nu mai umblă pe calea aceasta care este rezumată de Apostolul Petru prin expresia un potop de desfrâu și de nelegiuire. Iar în versetele 5 și 6, Apostolul Petru deja a început să aducă în discuție, vă amintiți, această tema faptului că la final va exista un judecată în care toți cei care l-au bat jocuri pe Hristos, pe copiii lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu, cu siguranță vor fi trași la socoteală și vor răspunde pentru faptele lor, în timp ce toți cei care s-au încrezut în mesajul Evangheliei vor moșteni binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei bine, odată cu versetul 7, dacă vă uitați, Apostolul Petru le reamintește credincioșilor de data aceasta, Faptul că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, iar acest adevăr nu are implicații numai cu privire la modul în care trebuie să ne raportăm la păcat și la calea din trecut, la firea noastră pământească și la poftele ei, dar acest adevăr are implicații foarte mari și în modul în care trebuie să ne comportăm, să ne raportăm la comunitatea sfinților la familia lui Dumnezeu. Și observați cum Petru așează temelia prin enunțarea acestui adevăr, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, adevăr din care apoi reiesc niște implicații directe și foarte practice. Deci, dacă sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, iată cum să trăiți viața ca sfinți a lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care mesajul de astăzi este intitulat Viața Sfinților în lumina veșniciei sau în lumina finalului. Și privind la pasajul nostru, vă invit să observăm o serie de îndemnuri pe care le oferă Sfânta Scriptură credincioșilor cu privire la modul în care trebuie să trăim în timp ce îl așteptăm pe mirele nostru Iisus Hristos. Cum trăiesc Sfinții? Cum trebuie să trăim noi credincioșii în perioada aceasta? Și în primul rând, ceea ce vedem este că Sfinții lui Dumnezeu trebuie să trăiască cu mintea trează în vederea rugăciunii. Versetul 7, dacă vă uitați. Ei trebuie să trăiască cu mintea trează în vederea rugăciunii. Și înainte să explorăm puțin acest îndemn, câteva cuvinte despre adevărul expresiei pe care o folosește Petru: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Sigur că această realitate a finalului cuprinde în ea însă și revenirea lui Hristos. Ziua aceea, momentul acela când va fi consumată pe deplin istoria răscumpărării. Însă prin această expresie, Apostolul Petru se referă la o perioadă deja începută și care se află în desfășurare, perioadă pe care Sfinții, de după venirea Domnului Isus Hristos și nașterea Bisericii, o trăiesc cunoscută în Sfintele Scripturi sub numele de vremurile de pe urmă. Expresia sfârșitul este aproape, nu se referă doar la un final care va avea loc brusc atunci, și se referă și la o perioadă pe care noi o trăim astăzi. Sensul nu este doar de oprire, ci este de împlinire, de consumare. Împlinirea tuturor lucrurilor, consumarea tuturor lucrurilor este aproape. Cu alte cuvinte, trăim în această perioadă în care noi, Sfinții din Noul Testament, sau din perioada de după, revenirea Domnului, după prima venire a Domnului Isus Hristos, am văzut deja împlinirea planului din trecut al lui Dumnezeu, plan pe care l-a alcătuit în el însuși, Iisus Hristos, Fiul Său, vine în lumea noastră, trăiește o viață sfântă, moare, învie, se înalță, își declară victoria absolută peste forțele întunericului, vă amintiți că am studiat acest aspect și ce așteptăm noi acum? Nu așteptăm decât ca El să consume odată pentru totdeauna toate promisiunile pe care ni le-a făcut, să revină și noi să domnim alături de el în vecii vecilor. Această temă a vremurilor de pe urmă o găsim în multe pasaje din Noul Testament. Vă amintiți de cuvintele pe care Apostolul Pavel le folosește în Romani, capitolul 13, fraților, noaptea aproape a trecut, în curând se luminează de ziua. Deja se vede luceafrul, deja, deja se vede ziua aceea în care totul va fi finalizat. Ei bine, din acest adevăr tranzitează Petru și spune, înțelegând ce har avem noi, credincioșii din Biserica Domnului Isus Hristos, să fi înțeles care este planul din trecut al lui Dumnezeu și cum s-a împlinit și faptul că am intrat în această etapă finală în care așteptăm ca el să spună gata, odată pentru totdeauna și să domnim alături de el. Înțelegând ce, ce onoare avem și ce misiune măreață ne-a fost încredințată, ei bine, în timp ce așteptați consumarea deplină a promisiunii tatălui vostru, iată ce fel de oameni ar trebui să fiți voi. Iată cum ar trebui să arate viața voastră. Ce ne spun scripturile cu privire la acest îndemn de a avea mintea trează în vederea rugăciunii, în primul rând, observați, Scriptura nu ne spune să ne apucăm la discuții și ciorovăieli cu privire la preziceri, cu privire la data exactă, când, unde, cum va fi ziua aceea. Sau, de asemenea, Scriptura nu ne spune să ne oprim din tot ceea ce avem de făcut, să mergem undeva pe un munte, să ne ridicăm ochii spre cer și să stăm să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să revină. Din potrivă, când ne uităm în Scripturi, vedem o, un îndemn la activitate continuă la muncă constantă, asiduă, în vederea împlinirii misiunii care a fost dată de Isus Hristos bisericii sale. Dar pentru a ne asigura că această slujire a noastră este una după voia lui Dumnezeu, așa cum sfinții trebuie să trăiască, ei nu mai trăiesc după voia neamurilor, ci trăiesc după voia lui Dumnezeu. Iată că primul îndemn este acela de a veghea asupra propriului nostru suflet. Înainte să ne asigurăm că îi ajutăm pe alții, înainte să ne asigurăm că ne împlinim misiunea, haideți să ne asigurăm că propria noastră inimă este acolo unde trebuie. Că propria noastră ființă este transformată de puterea sfințitoare a Duhului Sfânt. Să ne asigurăm că rămânem cu mintea trează și angajată într-o veghere continuă în vederea rugăciunii. Și foarte interesant, Apostolul Petru folosește două expresii cu privire la mintea noastră și spune să fim cumpătați pe de-o parte și treci pe de altă parte, expresii care pe care le întâlnim și în alte pasaje din Noul Testament, și care se rezumă la a ilustra o viață caracterizată de o rațiune clară, de, de o minte care îi trează. Adică, să ai o, o rațiune clară, să ai o minte disciplinată care duce la o viață disciplinată și plină de echilibru. Când mintea credinciosului se va înarma, așa cum am văzut duminica trecută, ea nu se va mai lăsa condusă de emoții de moment, de patim trecătoare, de poftele păcatului. O minte trează și disciplinată în cuvântul lui Dumnezeu, în gândirea lui Isus Hristos, este opusul omului beat care nu mai poate să își controleze vorbirea sau trupul. Creștinul nu trăiește o viață dezordonată, fiind condus în încoace, și încolo, la fel cum poate o barcă fără pânze, în mijlocul oceanului, în mijlocul unei furtuni, este dusă încoace și încolo, în funcție de cum bate valul, de cum bate vântul. Nu, nu, creștinul trebuie să fie un om caracterizat de discernământ, de echilibru, de înțelepciune, de putere spirituală. Astfel că viața lui va merge întotdeauna în direcția voiei lui Dumnezeu, în direcția adevărului lui Dumnezeu, așa cum, cum o barcă cu pânzele umflate de vânt este condusă de un, de un de baci care îi dă direcție, care știe să o ducă într-o țintă pe care o are. Frații și surori, de vreme ce am înțeles că Planul lui Dumnezeu este atât de măreț și că noi suntem parte din el, că suntem aleșii lui Dumnezeu în care se împlinesc promisiunile sale din vechime. De asemenea, de vreme ce înțelegem că am intrat în această etapă finală, gata, Hristos a venit, am înțeles, mai e doar puțin. Trăim vremurile de pe urmă. Nu știm când Iisus revine, dar știm clar că El aproape să revină. Și avem o misiune măreață înaintea noastră. De vreme ce am înțeles, de asemenea, am studiat deja în, în epistola lui Petru că noi pe acest pământ ce suntem? Suntem doar niște străini și călători, niște peregrini. De vreme ce înțelegem că suntem copii unui tată caracterizat de sfințenie, Frate și surori, noi nu mai trebuie să trăim ca niște oameni care nu au o țintă. Noi mai trebuie să trăim ca niște, ca niște, oameni care își setează prioritățile și activitățile vieții în funcție de valorile societății și lumii generației în care ajungem să trăim. Și din păcate, din cauza nevegherii noastre, adeseori, noi așa că lăsăm o sânză a lumii să se pună pe, pe mințile noastre, și să ajungem aproape să trăim ca niște oameni fără judecată spirituală. Un exemplu, poate nu e cel mai potrivit sau cel mai bun, dar puteți voi poate găsi unele mai bune. Spunem că sau am întâlnit creștini care pur și simplu ajung să trăiască continuu într-o stare de nefericire și depresie pentru că n-au reușit să intre la facultatea la care au visat dintotdeauna. Sau n-au ajuns să, nu știu, își cumpere mașina sau casa visată dorită și din cauza aceasta îmbrățișează valorile lumei și sunt gata aproape să-și sacrifice viața lor spirituală, viața familiei lor, viața copiilor lor, ca să ajungă să atingă ce anume, o țintă pe care nu Dumnezeu le-a dat-o. Ci o țintă care este modelată de valorile lumii. În timp ce Scriptura ne învață clar că împărăția lui Dumnezeu și fericirea Sfinților nu stă în mâncare și în băutură, în casă și în mașini, nu stă în comori pe care le mănâncă molile și rugina, sigur acestea sunt daruri bune de care Dumnezeu se îngrijește pentru fiecare copil al său, în moduri unice, în moduri personalizate pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, El se îngrijește de noi toți, dar inima noastră nu trebuie să fie lipită de acestea, nu trebuie să-și extragă identitatea și bucuria din lucrurile lumii acesteia. Tatăl nostru ne învață că dacă vom avea cu ce să ne îmbrăcăm și ce să mâncăm, ne va fi îndeajuns. Noi nu trăim viața ca niște robe ai carierei noastre. De parcă de acolo vine fericirea și identitatea. Noi trăim o viață plină de satisfacție, de bucurie, de împlinire, în orice context ar alege Dumnezeu să ne pună, să îngăduie, să ajungem, pentru că dacă îl cunoaștem pe el, am înțeles că cea mai mare chemare a noastră este să fim ucenici și să facem ucenici. Toate celelalte lucruri intră sub chemarea aceasta măreață. Oriunde ajungem, cariera noastră, banii noștri, abilitățile noastre, toate ajung să fie sub această chemare măreață pe care o avem să mergem, să fim ucenici și să facem ucenici. Ei bine, ca să nu cădem pradă emoțiilor de moment, ca să nu cădem pradă gândirii lumești, ca să nu cădem pradă patimilor noastre sau idolatriei chiar, frații și surori, trebuie să trăim ca niște oameni treji, cu coapsele minții bine încinse în adevărul lui Dumnezeu și foarte interesant observe, observați cu ce corelează Sfânta Scriptură această stare de a fi treaz și disciplinat. Cu o viață caracterizată și imersată în părtășia cu Dumnezeu într-o viață de rugăciune. O minte trează va alerga spre părtășia cu Dumnezeu în rugăciune. Iar o viață de rugăciune întotdeauna ne va asigura că mintea noastră rămâne trează. Cele două sunt direct legate, în mod direct una de cealaltă. La fel ca la, în timp ce mănânci, ce stai la masă, de exemplu. Nu este suficient să ai o mâncare bună pe masă și să te uiți la ea, să o analizezi. Păi ce bună e mâncarea asta. Intelectual, înțelegi. Dar trupul tău nu va beneficia de, de toate acele resurse, de nutrienți pentru, de care are nevoie, când punându-te la masă și hrănindu-te din ele. Într-un fel, deși analogia este in, incompletă, dar într-un fel asemănător, nu este suficient să cunoaștem adevărurile lui Dumnezeu. Nu este suficient să cunoaștem, să descriem din punct de vedere teologic lucruri despre Dumnezeu și să predicăm din Sfânta Scriptură ca să ne hrănim, să ne alipim ființele de aceste adevăruri și să transforme ființele noastre. Dumnezeu în înțelepciunea în suveranitatea Lui a gândit acest, această cale extraordinară, această cale spirituală prin care să ne întâlnim cu El și într-un mod tainic, printr-o viață de rugăciune, ele să transforme ființele noastre, aceste adevăruri, într-un mod care nu poate fi să se întâmple altfel. Nu e o întâmplare cu un om care nu se roagă, Ajunge în curând, în curând un om lipsit de putere spirituală. Ajunge în curând un om indisciplinat aproape în toate departamentele și compartimentele vieții lui. Și nu la întâmplare un om care se roagă ajunge să aibă putere să țină în stăpânire toate departamentele vieții lui. Frați și surori, sfârșitul e aproape. Fiți treji și vegheați, stând pe genunchi, am putea să spunem vorbind cu Domnul, cerând puterea Duhului Sfânt peste viețile noastre. Rugăciunea ne va păstra într-o stare de oameni care au discernământ puternic să stea față în față cu ispitele celui rău. Și dacă tot e vorba de imaginea unui om disciplinat de care vorbim, cred că lipsa rugăciunii în viața noastră scoate la iveală faptul că suntem oameni indisciplinați. Din punct de vedere spiritual, niciunul dintre noi nu cred că putem să ne lăsăm amăgită și amurțită conștiința de faptul că, privind la modul în care învățăm la școală, la facultate și totul e ordonat, la punct și virgulă, modul în care ne administrăm banii în casă, modul în care am pus pe picioare o, nu știu, un business, am creat un, un imperiu și ne prezentăm înaintea lumii ca niște oameni foarte disciplinați și riguroși din punct de vedere spiritual, dacă nu ești disciplinat în viața ta de rugăciune, de fapt înaintea lui Dumnezeu ești un om indisciplinat. Ești un om bătut în coace și colo. Și s-ar putea ca disciplinarea sau ideea de disciplinare prin care îți creunezi portretul să fie o disciplinare în felul lumii, dar nu în felul lui Dumnezeu. Ce ne va scoate din starea aceasta dacă ajungem să intrăm în ea? În mod clar, pocăința care să ne conducă la disciplinarea în vederea cunoașterei adevărului Lui Dumnezeu și a lipirii inimii de acest adevăr al Lui Dumnezeu cum printr-o viață de rugăciune și câteva îndemnuri practice înainte să mergem mai, mai departe știu că am putea să subiectul rugăciunii este un subiect care mereu trebuie să ne fie adus în atenție pentru că tindem să-l neglijăm atât de des și vândem dacă vreți să mai reluați predicele care au mai fost în biserică despre subiectul rugăciunii apoi dar încerc să fiu cât se poate de practic. Dacă ai lupte în direcția aceasta, sigur că poți să mergi la. să vii la unul dintre noi, să pui întrebări, să discutăm pe subiectul acesta. De asemenea, ce m-a ajutat pe mine adeseori, Să iau o carte bună. Spui, mă, vreau să cresc în viața de rugăciune. Vreau să o practic. Vreau să, să iau o carte bună pe acest subiect. Și în timp ce o citești, să practici acele lucruri. Și dacă nu știi o carte bună, noi putem să te recomandăm o carte bună, de exemplu. Să stai, să mergi în pasaje din scriptură care vorbesc despre și, și să începi să, să practici acele lucruri. Apoi, dacă atunci când vine vorba de cariera noastră, de hobby-urile noastre, cât de disciplinați putem fi adeseori, ai strâns, Doi ani de zile, bani cu bani ca să, nu știu, să-ți iei ceva ce ți-ai dorit, un telefon, un laptop, ai răbdat, n-ai mers în concediu, n-ai mers poate la un restaurant, te-ai disciplinat să faci sacrificii. De ce? de ce? Pentru că ai avut o, o țintă pe care ai vrut să, să o ajungi. Cu cât mai mult, frate și surori, ar trebui să învățăm, să luptăm, să fim disciplinați, să fim pregătiți să muncim ca să gustăm mai mult din puterea pe care Dumnezeu o revarsă atunci când stăm în rugăciune înaintea Lui, datorită promisiunii Lui și credincioșiei Lui față de metodele Harului pe care El le-a dus în ființă, pe care El ne le-a dat, puterea Duhului Sfânt se va revărsa în moduri unice peste noi atunci când ne luăm pe Dumnezeu în serios și cuvântul Lui în serios. Motivul adevărat pentru care nu ne rugăm nu este că suntem obosiți, nu este pentru că am prea multe sarcini la locul de muncă, ca drept dovadă pentru hobby-urile tale, găsești timp să fii disciplinat. Un îndemn practic. Ce ar fi? Să începi prin a de o deoparte în fiecare zi o fereastră din ziua ta. 15-20 de minute măcar, să începi de aici. Să spui în partea aceasta a zilei și ar fi bine să ne alegi partea zilei în care adormi timp și te rogi. Partea zilei în care poți să fii concentrat, poți să te gândești la cuvântul lui Dumnezeu, și să spui, în porțiunea aceasta a zilei mele nu voi lăsa nimic să mă întrerupă. Chiar dacă ești la locul de muncă, mănâncă jumate de oră în loc de o oră, stai la masă și la povești. Și retrage te undeva, să fii singur. Plimbă-te pe aleie și începe să te rogi. retrage te într-un loc în care să fii doar tu cu Dumnezeu. Poate vei spune, sunt cam ruginit, nu știu ce să spun. Începe să ți o listă de rugăciune. Notează-ți, pur și simplu notează-ți pentru ce mă rog. Vreau să-mi notez motive de pocăință. Pentru ce vreau să mă pocăiesc în timp ce mă rog? Notează-ți motive de cerere. Ai cerere în viața ta? Sigur că ai. Pentru tine, pentru inima ta, pentru copiii tăi, pentru prietenii tăi, pentru, pentru părinții tăi. Motive de, de, de cerere pentru biserică și vei vedea că 20 de minute nu-ți ajung. Nu-ți ajung. Nu-ți sunt suficiente. Doar să te disciplinezi și vei gusta din dulceața unui polen spiritual unic pe care Dumnezeu o revarsă într-un mod tainic, doar printr-o viață de, de rugăciune. Uh, înainte să intrăm în al doilea punct, știu că e și lupta aceasta în care simți uneori că ești singur în lupta asta. Spui, păi, chiar am nevoie de ajutor. Dar ce bine că nu ești singur, nu? Iată, ești într-o comunitate. Uh, Mergi la unul din frații sau la surorile tale din grupul mic și spune: Ai putea o lună de zile să mă ajuți cu privire la asta. Nu știu, să te rogi cu mine sau să-mi să, să să -mi dai cu un telefon să mă întreb dacă m am ținut de hotărârea pe care mi-am mi luat-o. În fereastra asta a zilei vreau să stau să caut fața lui Dumnezeu. Ești într-o comunitate, ai toate instrumentele de ajutor în jurul tău. Problema? In inima ta, să vrei, să asculți Cuvântul lui Dumnezeu, să-l crezi pe Cuvânt și să începi să-l practici și cu siguranță vei culege rod bogat. Apoi, iată o serie de îndemnuri foarte practice prin care Scripturile ne învață cum să ne raportăm la comunitatea Sfinților până când ne vom întâlni cu Domnul. Să ne asigurăm că, că noi suntem ceea ce trebuie, că mintea noastră îi trează, că suntem oameni rugăciunii și apoi, cum vor trăi Sfinții? Sfinții sunt și trebuie să fie oameni caracterizați de iubire ferbinte pentru frați. Versetul 8. Sfinții trebuie să fie caracterizați de o iubire ferbinte pentru frați. Un creștin cu mintea trează, care trăiește în lumina veșniciei, va fi un creștin care nu doar că își iubește frații de credință, dar îi iubește într-un fel anume, iubește fierbinte. Un, un termen care se referă la, la imaginea acelui atlet care, în momentul în care este pe, pe terenul de alergare sau în sportul pe care îl practică, își încordează mușchii dând toată energia până la ultimul strop. Când ajunge la final, nu mai poate, efectiv, cade jos. La asta se referă o iubire fierbinte. Poate ați văzut zilele acestea mai multe reportaje despre David Popovici, da? dublu campion mondial la not, un, un record istoric. Și a citit poate și ați văzut că în momentul în care ajungi la finalul cursului, dacă ați văzut cursele acestea de not, pur și simplu nu mai ai nici un strop de energie de oferit. Foarte interesant că în felul acesta ar trebui să arate dragostea dintre copiii lui Dumnezeu. Să dea totul pentru a iubi. Așa cum Hristos a dat totul pentru a iubi. Așa cum atunci când i-a fost străpunsă coasta, a început să curgă apă pentru că nu mai era sânge. Da totul până la ultima picătură. Pentru că ne-a iubit până la capăt. În felul acesta ar trebui să arate modul și atitudinea pe care o avem în inimile noastre unii față de alții, să fim dispuși să mergem până la capăt, chiar dacă asta înseamnă să ne pierdem propria viață. Și la fel ca în toate celelalte scripturi care vorbesc despre dragostea unii față de alții, Apostolul Petru rămâne în același adevăr, cum spune, mai presus de toate. Înainte să treceți la celelalte puncte despre ce să faceți împreună, cum să predicați, cum să cântați, cum să asigurați-vă că mai presus de toate, sunteți îmbrăcați cu dragoste fierbinte. Deja în capitolul 2, Petru ne arăta ceva din, din ce presupune această dragoste. Vă amintiți, ea se leapă de, de orice fel de răutate. Ea nu umblă cu vicleșug. Ea nu umblă cu invidie, ea nu umblă cu ipocrizie, ea nu defăimează pe, pe aproapele său. Iată că de data aceasta Petru ne aduce în vedere ceva legat de natura practică a acestei iubiri. Ce ni se spune despre această iubire ferbinte? Ce spune Petru? Cu astfel de iubire ce face? Acoperă o mulțime sau o sumedenie de păcate? La ce se referă Petru? Cu siguranță apostolul Petru nu încurajează în vreun fel păcatul sau ascunderea păcatului. Suntem într o epistolă în care deja am văzut că Petru îndeamnă pe Sfâții lui Dumnezeu să o rupă cu păcatul să n-aibă o treabă cu calea din trecut, cu potopul de nelegiuire. Din potrivă, noi suntem oameni sfinți care trăiesc cu frică de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, această dragoste care acoperă o sumedenie de păcate nu se referă la a apăra păcatul sau al băga sub preș, al scuza. De asemenea, nu înseamnă să anulăm alte scripturi. Scriptura nu se anulează pe sine. Nu înseamnă să anulăm toate scripturile care vorbesc despre faptul că suntem chemați să veghem unii asupra altora, să ne îndreptăm unul pe celălalt, să ne mustrăm unul pe celălalt cu dragoste, cu blândețe, dar adeseori chiar să ajungi să disciplinezi pe cel care continuă în păcat și nu vrea să se pucăiască. Chiar să îl dai afară din biserică. Nu pentru că nu-l iubești pe omul ăla, ci pentru că nu poți să lași ca păcatul să se extindă în biserică. De asemenea, nu poți să te identifici cu cineva care nu dovedește că are nașterea din nou, poate. Nu știu, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să arate lucrurile acestea. La ce se referă atunci această acoperire? Ei bine, se referă la o predispoziție pe care trebuie să o aibă iubirea. La acea predispoziție, atunci când iubești un om, să se fie înclinat înspre a trece cu ușurință peste rănile pe care fratele tău ți le produce sau sora ta. Să ai, să ai blândețe în inimă și iubire atunci când privești la căderile lui și slăbiciunile lui. Să-l iubești, te gândești, cum poți să-l ajuți pe omul acesta să iasă din această slăbiciune? Cum, cum ai putea să-i să porți povara? Nici de cum să lași gândul tău să se ducă imediat înspre critică, înspre o spirit de, de, judecată, de dărmare, cu un ton de superioritate. Apostolul Petru, cred că face aluzie la un proverb din, din proverbe, capitolul 10, versetul 12. Ura strânește certurile, dar dragostea acoperă fără de legile. În ton cu ceea ce ne învață și Apostolul Pavel, fraților, chiar dacă ați vedea pe un pe fratele vostru căzând dintr-o dată într-o greșeală, într-un păcat, ce să faci? Ce să faci cu fratele tău? ridică -l. Dar nu oricum. ridică cu Duhul blândeții. Poartă-i povara, nu căuta să-l îngrop și mai tare prin neiertare, prin critică, prin, prin judecată. Dragostea nu se gândește în primul rând la rău, ci dragostea se gândește la, la bine. Această iubire este în acord cu capătul despre care răspunde Domnul Iisus Hristos unei întrebări legate de iubirea frățească când Petru îl întreabă, Doamne, totuși explică-ne mai clar că noi avem nevoie de tabele, de date. De câte ori să lert pe fratele meu dacă îngreșește? Chiar și de șapte ori, dacă în aceeași zi de șapte ori îngreșește? Mă calcă pe bătătură, Petru. Eu nu zic de șapte ori. Până la 70 de ori câte șapte. Un, da? Cu alte cuvinte, ceea ce spune Hristos este că în dragoste nu există limite. Dragostea merge până la capăt. O astfel de învățătură, frate și cred că este Contrar înclinației firii noastre pământești, răzbunătoare. Firea noastră își găsește plăcerea, desfătarea în a păstra amintirea greșelilor celui de lângă tine. Da, ajuns să ierți, ajuns să iubești, dar aproape mereu condiționat. Te ieri, dar să nu mai faci. Și dacă ai făcut ce ți-am zis, păi te-am iertat odată, gata. Iubirea ferbinte. Însă, topește colții firii pământești. Topește canineia care stau gata-gata să-l muște iar pe, pe cel care îți greșește. Și înainte să continuăm să privim la un mod practic prin care exersăm iubirea ferbinte, aș vrea să, să ne lăsăm provocați, să te provoc cu câteva gânduri. Să fim onești cu noi înșine. Cum te-ai simți dacă biserica... Că noi ar avea acces să vadă direct toate momentele tale de eșec și de faliment. Și gândește poate la un eșec, la un faliment de care ți-ar fi rușine tare. ți ar fi așa rușine că ai vrea să stai măcar un an să nu mai dai fața cu nimeni. Cum te-ai simțit dacă ai venit în mijlocul bisericii și frații tăi de credință te-ar privi prin lentila aceea mereu? Cumva, da, au trecut cu vederea, dar undeva acolo au păstrat în, în inima lor trecutul tău, fapta ta. Ce stare avea? Cum, cum s-ar simți inima ta? Cât de împovărat ar fi? Dacă ne-am simțit în felul acesta, în timp ce Hristos ne-a eliberat, Hristos ne-a iertat, Hristos nu ne mai privește, suntem din nou bucuroși în Domnul, dar iată că frații mă țin încă închis. Se întâmplă deseori asta. Dacă, dacă nouă nu ne place lucrul acesta și ne-ar apăsa foarte tare, de ce oare să vrem noi să fim oamenii care să-i ținem pe frații noștri de lângă noi în niște cuști din astea în care să simtă că sunt o dezamăgire pentru tine? Că nu se ridică la standardele tale. Și poate, poate nu-i transmiți asta cu cuvinte, dar crede-mă. Sau poți să nu mă crezi? pot să greșesc. Când ai în inima ta stări de felul acesta față de un om, chiar dacă nu îi spui în cuvinte, acel om simte. Dacă ai copii și o să înceapă să crească copiii noștri și o să treacă prin falimente, prin greșeli, prin păcate, în ce fel ai vrea să se raporteze biserica la copiii tăi? Cum ai vrea să privească la falimentele lor? Cum ai vrea să vină în jurul lor să-i să ajute? Așa este că inima unui părinte, deși disciplinează, deși mustră, înclinația inimii părintelui este să meargă până în pânzele albe, oricât de des și grav greșește copilul. Chiar și atunci când, când lumea, să zic, l-ar părăsi pe copilul lui, nu mai, nu mai vrea, eșuează și la locul de muncă, eșuează cu, cu viața lui praf. Cine rămâne lângă el până la capăt. Părinții. De ce oare să credem că avem dreptul să nu manifestăm o iubire asemănătoare față de frații noștri de credință? De ce să nu iubim la fel? Gândește-te în adâncul inimitale la un om, la o persoană, la un frate de credință, la o soră de credință, între ghilimele, pe care în, în firea ta nu-l suporți. Nu o suporți. Am zis, în firea ta pământească, da? Când îl vezi, când interacționezi, de la primele interacțiuni, îți creează o stare de, nu, de indispoziție. Hristos îți cere să-L iubești ferbinte. Abia când înțelegem că asta este chemarea lui Isus Hristos, înțelegem acele versete în care El tot ne cheamă zi de zi să ne luăm crucea și să-L urmăm și să murim față de noi înșine. Când luăm în serios cuvintele lui Isus, chiar murim în fiecare zi față de noi înșine. Chiar e greu. nu e ușor de dus. nu e ușor de iubit așa cum Isus Hristos iubește. Poi, priviți Petru merge un pas mai departe și vorbește despre o caracteristică vizibilă a manifestării iubirii ferbinte, o caracteristică care a, a fost adânc impregnată în Biserica Domnului Isus Hristos încă de la începuturi. Sfinții, în așteptarea lui Isus Hristos, vor fi oameni devotați ospitalității fără cârtire. Vor fi devotați ospitalității fără cârtire. În esența ei, ospitalitatea la... Uh, baza ei era ceva ce trebuia să fie manifestat în special nu față de prietenii tăi sau apropiații tăi sau în special față de străinii care erau, treceau printr un nevoie și nu aveau pe nimeni și trebuia să, mai ales într-o într generație în care nu aveai la două clicuri Airbnb-ul și restaurantul și împinge tava, a, manifestat manifesta ospitalitatea deseori, făcea diferența între viață și moarte. Și unii dintre noi am experimentat o, o, un mic gust așa din ceea ce presupune ospitalitatea când am primit refugiați în casele noastre și am împărțit cu ei casa noastră, mâncarea noastră, da, oameni care chiar sunt în nevoie, nu au la cine să se ducă. Dar de data aceasta Petru aplică acest adevăr comunității creștine și cumva dacă față de străini creștine ar trebui să fie astfel de oameni. Cu cât mai mult când vine vorba de comunitatea Sfinților lui Dumnezeu, creștine ar trebui să fie ospitalieri unii față de ceilalți și ospitalitatea aceasta este una radicală. De ce? Uitați cum o, cum o descrie Petru. Care este ospitalitatea de bun miros înaintea lui Dumnezeu? Eu ofer o descriere. Spune, fără nemulțumire, fără cârtire, fără frustrare, fără murmur. ospitalitatea, dragi frați și surori, a stat la baza răspândirii Evangheliei și plantare de noi biserici în biserica primară, de exemplu. Sigur că s-a ajuns în timp și la momente în care oamenii aveau poate suficiente fonduri să închireze o, o locație publică, dar primele biserici s-au deschis unde? În case. Mai mult decât atât. Casele erau cele care facilitau întâlnirile bisericii în timpul săptămânii și la închinările publice, de-a lungul anilor. Găsim des expres aceasta în Noul Testament, salut, da, un îndemn apostolic, un, un salut apostolic, salutări sau transmite sau o îmbrățișare sfântă bisericii din casa lui și așa mai departe, mai multe nume. Ce har, cred eu, avem ca biserică locală să putem să ținem piept individualismului care, în care băltește societatea contemporană prin faptul că putem să ne trăim viața împreună nu doar atunci când ne adunăm duminica la o altă, când Închiriem locația aceasta și petrecem aici două ore, două ore jumătate împreună sau conferințele pe care le avem și ajungem să ne petrecem viața împreună și în timpul săptămânii atunci când ne deschidem casa unul la altuia, atunci când primim grupul mic, de exemplu, în casă și spălăm picioarele sfinților, în ce fel? Punem ceva pe masă, un ceai, un biscuite, chiar mai mult, o friptură. Ce imagine glorioasă să vezi! Nu doar niște indivizi singuri, izolați, care stau și-l așteaptă cu dor pe Iisus Hristos. Ce vezi? O familie formată din mulți frați și surori care au aceeași năzuință, care au același dor. Împreună stau și-l așteaptă pe fratele mai mare. O astfel de viață trăită în comunitate, în dragoste, în iubire, în ospitalitate unii față de ceilalți, are un impact de necrezut pentru lumea în care trăim. O lume în care cele mai multe, nu întotdeauna, dar foarte multe prietenii sunt de suprafață. Când s-au terminat banii, dintr-o dată nu mai ai prieteni. Când s-a terminat sănătatea, dintr-o dată nu mai ai prietenii pe care i -i aveai. Oamenii să vadă că există dragoste autentică într-o comunitate. Și ce lovitură dură și grea pentru imaginea Evangheliei, în momentul în care comunități din lume ajung să fie mai unite decât Biserica lui Hristos. Găsești acolo mai, mai mult sacrificiu, unul față de celălalt, decât în Biserica lui Hristos, care ar trebui să fie prima care să arate ce înseamnă dragostea și sacrificiul. Cum, dragii mei, sigur, suntem oameni și nu vrem să prezentăm imagini umflate artificial. Cu toți avem joburi. Alergăm de dimineața până seara, suntem ocupați, suntem obosiți și trebuie să fim sinceri unii cu ceilalți. Ospitalitatea nu înseamnă să renunți la toate și tu toată ziua să stai să faci mâncare și să speli oale și să primești oameni în casă. Putem gândi un calendar. Întrebarea este, care este predispoziția inimii tale înspre acest subiect? Îți dorești să primești sfinți în casa ta, să, să arăți că casa mea nu este a mea, este a lui Hristos. Și dacă e a lui Hristos, într-un sens, e și a fraților mei. Resursele pe care Dumnezeu mi le-a dat vreau să se bucure și familia lui Dumnezeu de ele. Ce înseamnă această ospitalitate fără murmur? Cred eu că în ziua în care, și încerc să fiu practic pentru că ne confruntăm cu lucruri de felul acesta, noi ca familie cel puțin am avut des discuția asta. Să fim așa sinceri, nu e așa că de multe ori exact în ziua în care te pregătești să primești familii din biserică în casă sau grupul mic. Nu știi cum apare o, o ceartă. Apare, în, apar în nervii. Refulează fosa în casă. Exemple practice, nu... <laughs> da, și... încep așa ușor să se încingă spiritele, să fii nervos, să, să faci mâncare, dar să o faci cu nervi, să, să faci cura, dar cred eu că e în regulă în ziua aceea să spui, te rogi, fienele niște minimile. Fie sunăm la acești oameni să le spunem, nu e o zi potrivită să primim oaspeți. Decât să primești oaspeți cu murmur, cu frustrare, să pui un zâmbet fals pe, pe față înainte să-ți intre în casă și apoi iar să continui cearta cu soțul tău, cu soția ta, fraților, în regulă, spui, nu suntem capabili, hai să ne pocăim, hai să ne liniștim inimile. Și apoi să practicăm ospitalitatea ca pe onoare. Intră Sfinții Lui Dumnezeu în casa noastră. Ce bucurie mai mare decât să facem lucrul acesta. Și chiar dincolo de grupul mic, mic și surori, cu cât creștem numeric, probabil ați observat asta, și o chestiune de normalitate, ajungi să nu te mai cunoști la fel de bine cu toată lumea. Când un grup de oameni crește, e ceva organic, natural care se întâmplă, nu mai ai posibilitatea să-i cunoști pe toți. Dar știți că cea mai puternică unealtă de a-i cunoaște bine pe cei din biserica ta este să-i inviți la tine în casă să fii ospitalier? Nu pe cei pe care îi cunoști deja, ci pe cei pe care nu îi cunoști prea bine? Adeseori ne plângem. Spunem, păi da, nu prea mă simt, na, parcă nu mă și intimă, parcă nu mă adun cu familia, parcă... Ce-ar fi să începi? Să-i cunoști pe frați și pe surori. Ce ar fi să spui, hai, hai duminica asta, sau hai să începem o dată pe lună, o dată pe lună, să invităm în casa noastră frații și surori din biserica noastră locală pe care noi știm. Ce ar fi să invităm un grup de studenți duminica? Să gătim ceva cu ei să-i cunoaștem, să ne rugăm împreună, să le aflăm povestea convertirii, de exemplu. Și apoi să jucăm și niște jocuri, sigur. Cum să nu joci niște jocuri când te aduni cu studenții, nu? Să te bucuri de viață, să te bucuri împreună. Dar asta înseamnă să, să viața împreună. Ce ar fi chiar acum? Să nu lași lucrurile acestea să fie doar așa niște, băi, fain au fost ideile astea. Și apoi le lași să zboare pe lângă tine. Să te gândești chiar acum, să cauți o, o zi, în luna iulie, să o treci în calendarul tău. Să spui acolo, uite, în duminica asta, în sâmbătă asta, vreau să invităm pe cineva la noi în casă. O mică scânteie pe care o practici tu sau o aprinzi tu, fiind ospitalier, necondiționat, nu așteptând ca și el să mă invite. Dacă tu nu m-ai invitat, nici eu nu te invit. Sau eu te-am invitat odată. Tu nu mai... Asta e o gândire din lume. Nu? nu. Te inviți de 20 de ori, chiar dacă tu nu mai ai niciodată la tine în casă. De ce? Că eu nu fac de dragul tău, în primul rând. De dragul lui Hristos care mă face să am drag și de tine, sigur. Și necondiționate slujesc. O mică scânteie aprinsă în felul acesta poate să incendieze în sensul bun o biserică întreagă. Să, să ajungi să, când vii la întâlnirea publică de duminică, să nu te mai simți stingeri. De ce? Pentru că pe toți îi știi. Pe toți îi cunoști. Cu toți ai luat o masă împreună. Știi ceva din trecutul lor. Poți să-i întrebi o întrebare spirituală. Cum mai e mama ta? Știam că e bolnavă. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Și când vom trăi în felul acesta, vom facilita tot mai mult ceea ce ne transmite Apostolul Petru în ultimul îndemn cu privire la modul în care trebuie să ne trăim viețile în lumina veșniciei și iată că sfinții vor fi slujitori destoinici în trupul lui Hristos, care este biserica, versetul 10, versetul 11. Vor fi slujitori destoinici în trupul lui Hristos. În, în final, Petru duce discuția înspre tema aceasta a, a harului felurit al lui Dumnezeu care, da, s-a manifestat aducându-ne la, la viață împreună cu Hristos, așa cum am studiat în, în primul capitol, dar mai mult decât atât, același har al lui Dumnezeu ne-a echipat cu daruri, astfel încât să putem să fim de folos comunității lui Hristos. Ne-a ne făcut partea unui trup și corobora cu celelalte pasaje din Noul Testament cu privire la darurile spirituale, Știm faptul că la nașterea din nou, atunci când Duhul Sfânt ne-a convertit și ne-a dus la viață, fiecare credincios a fost înzestrat cu cel puțin un dar spiritual prin care să fie de folos bisericii Domnului Isus Hristos. Cu cel puțin un dar, nu la întâmplare, Petru ce spune? Fiecare din voi să slujească în conformitate cu darul pe care l-a primit. Nu există excepții în direcția aceasta și cu ceva timp în urmă, fost, cred că, una sau două predici în biserica noastră în care a fost abordată această temă a trupului și a darurilor spirituale pe care vă recomand să le reluați. Pe scurt acum însă câteva observații generale, urmate de câteva sfaturi practice. Ce, ce observăm privind la ce spune Petru în privința noii vieți la care am fost aduși și echipați în vederea slujirii, noi suntem doar administratori. Nu suntem posesori care să avem drepturi depline, merite, pentru că tot ceea ce avem am primit de la stăpânul nostru, de la cel care ne-a dus la viață. Noi n-aveam nimic, El ne-a dat totul. Slujim, ne slujim unii altora, dar ne slujim în baza unor daruri care nu vin de la noi, nu sunt ale noastre, ci ne-au fost încredințate de aici, și termenul de dar spiritual, carisma, care vine de la har, darurile spirituale sunt rezultate ale intervenției harului lui Dumnezeu peste viețile noastre. Sunt un dar nemeritat. Dar odată cu oferirea acestor daruri care ne-au fost date de, de Duhul lui Dumnezeu, am fost responsabiliz responsabilizați. Am devenit administrator sau un fel de manager, am putea spune, peste ceva ce nu e al nostru, dar ne-a fost dat pentru o perioadă să folosim ceea ce ne-a fost dat în conformitate cu Planul lui Dumnezeu. Și dacă suntem doar administratori, înseamnă că va veni o zi în care stăpânul, când se va întoarce, va trage linie și va vedea ce fel de administratori am fost. Administratori harnici, serioși sau administratori mai puțin serioși, leneși. Și în funcție de modul în care am administrat ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, vor exista răsplătiri diferite. Da, vor exista răsplătiri diferite. Mai mult, observați, darurile noastre nu sunt despre noi. Despre cine sunt? Sunt despre niște nevoi ale trupului, de ce ne-au fost date, nu ca să ieșim în evidență, nu ca să arătăm cât de înțelepți suntem noi, ci ne-au fost date ca să slujim cui? Nu interesul noastre proprii, ci Altora, celor de lângă noi. Atunci când slujim, nu ne slujim pe noi înșine și intereselor noastre și dorințelor noastre, visurilor noastre, ci slujim nevoilor celor din jurul nostru. Apoi, ce mai vedem? Observăm că înțelepciunea și suveranitatea lui Dumnezeu, manifestată în Biserică, se manifestă și prin faptul că darurile sunt diverse. Așa cum un trup are mai multe mădulare și divers și diversitatea aceasta e frumoasă, la fel și în trupul lui Hristos darurile sunt diverse și pe larg Petru se rezumă la a prezenta aceste două categorii majore, două umbrele mari sub care sunt darurile Duhului Sfânt și anume daruri ale vorbirii precum apostolia, profeția, darul învățăturii, predicarea, evangelizarea. și daruri ale slujirii, Precum conducere, administrare, dărnicie, ajutorare, milă, încurajare, ospitalitate. Găsim lucrurile acestea în celelalte pasaje din Noul Testament care ne, ne vorbesc despre darurile spirituale. Dar toate aceste daruri intră sub cupola mare a slujirii la care suntem chemați, anume, suntem chemați să slujim celor de lângă noi, indiferent de darul pe care Dumnezeu ți le-a dat. Ceea ce este important acum să vedem este următorul lucru. Și aș vrea să medităm la acest. La, la aceste aspecte, în, în finalul mesajului de astăzi, și cred că sunt importante. Uh, nu există credincioși care să nu aibă daruri. Adeseori, credincioșii au mai multe daruri care se întrepătrund sau nuanțe dintre. C Când citim listele cu daruri din Noul Testament, ele nu sunt neapărat liste exhaustive. Și sunt niște categorii mari din care Dumnezeu dă multe nuanțe care intră sub acele categorii de daruri spirituale în funcție de nevoile trupului. Apoi, de vreme ce ai daruri, înseamnă că ești responsabil să slujești trupului lui Hristos cu acele daruri. Și modul în care vei administra ceea ce ți s-a dat de către Hristos ca să slujești bisericii, va măsura modul în care vei fi răsplătit la revenirea lui Hristos. Și atunci o implicație. Când nu folosim darurile primite de Dumnezeu, trupul lui Hristos suferă. Biserica lui Hristos suferă. Biserica lui Hristos este rănită, împovărată într-un fel sau altul. Și apoi o altă implicație. Dacă iubești ferbinte, dacă treci testul iubirii și ai învățat, dar trebuie să iubești ferbinte pe oamenii aceștia, oare cum nu-ți vei folosi, vei fi primul? în dorința de a folosi tot ceea ce Dumnezeu ți-a dat, tot ceea ce Dumnezeu a turnat în tine, astfel încât să faci bine acestei comunități, să fii primul în slujire, să fii primul în care să sacrifici. Și principiul vital sub care trebuie să guverneze, să se întâmple toate acestea, observați care este, ce este la baza slujirilor noastre, dependența noastră deplină de Dumnezeu care ne-a revelat tot ceea ce avem nevoie să cunoaștem cuvântul Său. Ce spune, ce spune Apostolul Petru? Spune, într-un fel, asigurați-vă mereu și mereu că dacă ai un dar al vorbirii, de exemplu, vorbirea aceea de unde să fie născută? Din cuvântul lui Dumnezeu, să, să vorbești cuvintele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când cineva se ridică să predice, el trebuie să spună ce găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Că acolo e adevărul, acolo e izvorul, acolo e înțelepciunea. Nu avem noi. Nu înțelepciunea umană. Atunci când consiliem, noi nu consiliem cu principii umaniste. Să-l pe omăr, pe om, lasă, fii tare, crede în tine, ești puternic. Îl duci la cuvântul lui Dumnezeu, la dependența de harul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are resurse pentru el. Atunci când vrei să-l încurajezi pe fratele tău care trece printr-o durere, nu-i spui o poveste ieftină și goală, îi deschizi Sfânta Scriptură cu un verset ca să-l încurajezi în problema prin care trece. Iar de asemenea când avem daruri ale slujirii, în ce fel trebuie să fie manifestate și folosite acele daruri? În puterea cui? În puterea abilităților și înțelepciunii umane? Nu, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare să slujească după puterea cui? După puterea lui Dumnezeu, în dependență de Duhul Sfânt, cerând puterea lui Dumnezeu în slujirea respectivă, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu și așteptând să vadă rod spiritual în urma slujirii. Și clar, acum, deși timpul e înaintat, doar pe scurt, pentru că știu că avem această întrebare și se naște timpul, eu ce dar am? Cum pot să știu care este darul meu? Și cred că în predica care a fost, cred că Dani a ținut-o, fratele Dani, a fost o listă mai lungă cu principii, eu aș vrea să, să rezum câteva principii, dacă tot am ajuns din nou la acest subiect, prin care din nou să medităm la acest subiect al darurilor spirituale. Cum pot să știu care e darul meu sau ce să fac atunci când nu sunt sigur? În primul rând, asigură-te că ești un mădular activ în trupul lui Hristos, că ești dedicat unei biserici locale, că ești asumat ca membru acolo. Cum să-ți descoperi darurile dacă nu ești dedicat într-o biserică, dacă nu aparții unei biserici locale? Apoi, în rugăciune și sinceritate, Stai înaintea Duhului Sfânt, dacă tot am vorbit despre rugăciune. Dumnezeu răspunde rugăciunii. Dumnezeu ne vorbește prin rugăciune și prin cuvântul său. Stai în rugăciune și, și ceri lui Dumnezeu să, să te ajute să te cercetezi în adâncul inimii tale, să vezi ce, ce anume te animă de cele mai multe. Spre ce e inclinată inima ta atunci când, când vezi anumite nevoi sau când îi vezi pe oameni. Ce, ce anume simți că aș vrea să fac asta pentru Biserică. Aș, aș vrea să mă implic în, în lucrarea asta. Ai poate fi o confirmare de la Dumnezeu că e un dar care se zbate în tine și așteaptă să, să fie folosit. Păi nu, nu aștepta să vezi doar ce te încurajează pe tine. Foarte important lucrul acesta. Să lași ca vocea bisericii să aibă un cuvânt de spus în viața ta. Fie să ceri feedback, fie să, să lași să primești feedback de la ceilalți, deși tu, tu poate nu știu, îți dorești să fii evanghelist, să zic. Dar mereu și mereu oamenii vin la tine și spun, frate. Ai un dar extraordinar de conducere. Nu știu, când, când tu spui că se face lumină și toată lumea se aliniază și mergem înainte și, și vezi feedback după feedback. feedback nu înseamnă că s-ar putea să nu ai și dar de evanghelist, dar s-ar putea, ca darul tău proeminent să fie cel pe care biserica îl vede în tot, întotdeauna și vine și te încurajează. Sau frate, când, nu știu, tot timpul când am avut o întâlnire cu tine, oricât de descurajat am fost, așa a plecat, așa încurajat am plecat. Și îți spune unul, și îți spun doi, și îți spun trei, și îți spun patru. Clar acolo e o confirmare din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu a pus în tine ceva în direcția aceea. Apoi, un sfat foarte practic. Atunci când ești în frământările acestea, pur și simplu începe să slujești. Nu doar după ce știi sigur care e darul tău. Începe să slujești oriunde e nevoie. Oriunde e nevoie. Chiar dacă vei descoperi că nu slujești unde trebuie. După șase luni, după un an, băi, nu, nu am încercat, am vrut, am avut inima deschisă. Clar, și eu văd, și oamenii văd, nu-i pentru mine. Nu-i nicio problemă să riști să nu fie locul în care te-a chemat Dumnezeu. Dar poate fi o, o confirmare pentru tine. Că s-ar prea putea să nu fi crezut că tu ești bun pentru lucrul acela. Dar să vezi că ești bun. Nu te-ai gândit în viața ta că tu poți lucra cu copiii din biserică. Când se adună să le zici ceva din, nu știu, din scripturi, și când vezi că toți copiii pleacă super entuziasmați acasă și spun, nu, noi, noi vrem pe Adi, noi vrem pe Adi, noi. Și tot timpul se întâmplă lucrul acesta. Dar tu nu te gândești niciodată că eu, copiii, nu cred, nu. S-ar prea putea ca biserica să-ți confirme, nu, asta a pus Dumnezeu în tine. Încă un lucru, deși slujirea e grea, când slujim în baza darului pe care Dumnezeu ne l-a dat, avem și încurajări fraților. Inima noastră este încurajată. Cred că unul dintre darurile mele, încă mă gândesc, dar cred că este ospitalitatea. Oricât de grea este ospitalitatea, dacă presupune multe, să faci, să. Se... întotdeauna mă lasă plin când o practic. Mă las încurajat. De ce? Pentru că este un dar și când e dar, ai și satisfacție. Și un principiu care a fost enunțat, cred că și de Dani, când vezi lipsuri mereu și mereu care care-ți sară în ochi într-o comunitate, într-o biserică. S-ar putea să fie darul discernământului în viața ta și să ai nevoie să vii, să spui, fraților e o lipsă aici, hai să faceți ceva cu ea. Dar de cele mai multe ori s-ar putea să fie un dar pe care Dumnezeu l-a pus în tine și să fie chemarea pentru tine să umple acel gol. Chemarea nu este să te duci să critici mereu. Păi de ce, de ce nu-i dat cu vara aici? De ce nu-i dat cu vara aici? De ce nu-i dat cu vara aici? Și ar putea că Domnul ți-a dat în dar al administrării, poate. Să vezi lucruri de felul acesta, să-ți în ochi, să -s 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 simți mereu o o presiune și o nemulțumire când vezi. Frate, slavă Domnului că ai ochi pentru așa ceva. Noi nu vedem. Uite, Domnul ți-a ți dat ochii ăștia. Și am vrut câteva gânduri practice la final ca să nu lăsăm subiectul acesta în aer. Și aș vrea să ne apropiem acum de cina Domnului împreună și... Rezumând mesajul de astăzi, Sfinții lui Dumnezeu în așteptarea finalului sau în lumina veșniciei vor fi oameni treji, în rugăciune, vor iubi fierbinte pe Sfinți, vor împărți tot ceea ce au și au primit de la Domnul cu cei din jur și vor aștepta cu drag să-și aducă aportul când se adună la oaltă, slujindu-i pe ceilalți cu darurile pe care Dumnezeu le-a încredințat. Și când biserica ajunge să funcționeze, frații mei, în felul acesta, ea împlinește de fapt chemarea ultimă pe care Apostolul Petru o rezumă în această doxologie frumoasă: De ce toate acestea? De ce să fim credincioși acestor îndemnuri? De ce să trăim în felul acesta? Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit cine? Să fie slăvit Dumnezeu, adică înțelepciunea lui Dumnezeu, care a gândit să funcționăm în felul acesta, prin Isus Hristos, ale cărui sunt slava și puterea în vecii vecilor. Catehismul de la Westminster spune: Scopul suprem al omului este să îl glorifice pe Dumnezeu și să se bucure în el pentru. Totdeauna, tot ce există, există pentru Dumnezeu. Dacă o stea strălucește, strălucește pentru Dumnezeu. Dacă picurul de ploaie cade și sfarmă bulgării de pe câmp, lucrul acela manifestă și ilustrează gloria și înțelepciunea lui Dumnezeu. În același fel trebuie să trăim noi cu mentalitatea aceasta. Exist pentru El. Suntem biserică, de ce? Pentru El. Imaginează-ți că acum ar intra în mijlocul nostru Hristos. E un test de imaginație. Dar ar intra fizic, cu trupul glorificat. Și ar veni în mijlocul nostru. Și ar spune, nu știu, stau o săptămână cu voi. Și ar veni cu noi la un picnic. Și am, ne-ar acolo un grătar. Ca să stea cu noi, cum stătea cu ucenicii altă dată. Și după această săptămână ne-ar spune, eu o să plec o perioadă. Pentru o vreme o să plec. Și l-am întrebat, o frate mai mare, dragul nostru, domnul, ce dulce a fost îmbrățișarea ta și săptămâna asta cu tine. Și timpul tău, și cuvintele tale, ce multă, când o să revii? Așa dorea să fie de tine. Dar până, până revii, ce vrei să spune? Cere-mi orice și voi face, dragul tău. Spune-mi orice. Știți că prin Duhul Său Hristos chiar e în mijlocul nostru acum. Și El chiar ne vorbește prin Scripturi. Și ne spune, drag frate mai mic, deși sunt plecat și voi fi plecat o perioadă, te poți întâlni cu mine. Cum? A rugăciunea. Duhul lui Dumnezeu va media întâlnirea ta cu mine în rugăciune. Și o să-ți alin dorul sufletului, până vin fizic înapoi. Apoi știi ce m-ar bucura tare mult să faci? Îi vezi pe ceilalți? Poți să ai grijă și tu de acești frați mai mici ai mei, de ceilalți? Poți să le faci bine cât sunt plecat? Știi că mulți, încă slabi, mulți dintre ei încă se luptă cu slăbiciuni, cu păcate, cu greutăți, cu poveri, poți să te asigur că o să le faci bine? Așa cum eu le fac bine cât sunt cu ei? Cu ultimul strop al, al puterii tale, să acoperi lipsurile lor când o să vezi lipsuri în viața lor. Și când o să mai vezi greșeli în viața lor, să nu, să nu le retezi aripile, așa cum părinții retează aripile la copii de multe ori cu nervi și cu răspunsuri bruște și cu țipete. Să-ți iei timp să acoperi, biblic, greșelile lor, slăbiciunile lor, cu blândețe. Să fii gata să-i inviți des în casa ta. Să-i chem des pe la tine, să-i cunoști, să te rogi pentru ei, să te rogi împreună cu ei. Și toate aceste daruri pe care eu ți le-am dat, tu știi că nu le aveai. Ce aveai tu? Nu aveai nimic, eu ți le-am dat. Dar știi de ce ți le-am dat? Sunt multe nevoi pe care le au atunci când se adună sfinții la o la altă. Asigure-te că-ți folosești... Cu toată inima ta darurile, la, la puterea lor maximă, necondiționat, ca să le faci bine. Asta îmi doresc eu de la tine. Iată, eu vin curând, spune Iisus. Combinat cu ce spune Petru, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Să rămânem trei și credincioși chemării lui. Și cu siguranță vom avea o răsplată. Amin.